Eu îl respect pe Eddie, eu chiar cred că e un antrenor foarte bun și un băiat inteligent. Nu mi-a plăcut ceva la Eddie aseară. Nu mi-a plăcut că în prima repriză Eddie Ordănescu a fost la fel de pasiv ca și jucătorii săi. L-am văzut pe Eddie Ordănescu stând numai pe bancă în prima repriză. Adică nu l-am văzut ieșind, încercând să impulsioneze. Nu mi-a plăcut. Nu mai plâng. În a doua, odată ce jocul nostru a crescut, l-am văzut mult mai implicat, l-am văzut mult mai proactiv. Dar în prima repriză, echipa a semănat cu un selecționer, repet, în prima, care stătea numai pe bancă, se uita pe nu știu ce tabletă cu Jerry Gane, așa. Nu știu dacă s-a ridicat odată sau de două ori. Adică parcă l-am văzut, cum să spun, fără zvucul ăla, pe care nu, parcă erau el și echipa un corp, cum să spun, la fel de comun și la fel de, cum să zic, neagresiv, hai să nu zic ter, dar neagresiv, ca și cum într-adevăr, ok, am venit și noi ne încurcăm meciul ăsta puțin. Mi-a așa mi s-a părut. Dar ce putea să facă dacă noi n-am ajuns la poartă? Poți te ridici pe bancă să țipi când tu n-ajungi la poartă, nici nu tragi un șut pe poartă în prima repriză? Normal că în a doua repriză, când am început să jucăm, s-a ridicat și el că și-a dat seama că dar se nu poate. Nu știu dacă n-ați observat lucrul ăsta da, în prima. Observat, da. Nu, ai sesizat asta? A stat pe bancă. Ziceai că e la fel cu echipa. Da, dar poate a fost și puțin surprins de joc și în primele minute. Dar a găsit soluție pentru repriza a doua și cred și eu la fel că Eddie este un foarte bun strateg, un bun antrenor. Știi, nu mă depinde nici de el, că dacă dă Pușcaș gol sau Cicl dă acolo să termine 2-2 sau poate și întoarcem a doua repriză. Da, de acord, dar de ce trebuie să discutăm mereu de a doua repriză, că pe ce are 90 de minute, că nu înțeleg lucrurile astea. Eu jur dacă înțeleg. Asta bă, joci spus, acasă. Trebuie să jucăm. Mă, Adrian, joci acasă. Scuză-mă, doar atât vreau să spun. Joci acasă. N-ai mai jucat de nu știu cât timp, da? Că ultimul meci a fost acum câte luni a fost? Chiar, două luni. Păi două luni, alea, imens. Așa joacă toată lumea. Bun, n-ai mai jucat. Ai șansa să-ți refaci moralul cu Slovenia, locul 63. Joci pe teren propriu, ți-e foame de fotbal, începe și Qatarul, adică e și contextul de campionat mondial. Eu nu pricep de ce am ajuns să discutăm asta, când în prima repriză trebuia să iei pe sus. Da, trebuia schimbate liniile, făcut doi pași în față și hai să jucăm în presiune. Eu nu pricep, da, exact. Adi, nu înțeleg de ce din minutul 1 noi nu eram cu pressing pe ei. Eu nu pricep, jur. Dacă eu... Mie mi se pare că am fost cu pressing pe ei, doar că, am ieșit din pressing. Și iară vis-a-vis de jucători, ok, acum sincer, dacă ne uităm Cordea, pe Cordea e cel mai bun jucător de la FCSB, de la Steaua, de anul ăsta. Cum să nu te gândești că îl bași titular, nu? Așa. Ok, că el nu e într-o zi bună și atunci faci schimbarea și îl bași pe Moruțan. Da. Dar foarte slab, cum? Nu slab. E destul de greu să-ți dai seama. Probabil. Poate din antrenament să-ți dai seama, bă, nu e ceva. Sau poate să fie bine la antrenament și să nu fie bine la meci. Că e greu și ca antrenor să știi că un jucător va fi în formă slabă, nu? În ziua dar știi cum e? Asta e meseria. Important e că a avut reacția Florin, la... Trebuie să alegi jucătorii înainte de Florin, de meci, asta e meseria ta. Știu. E ca și cum îi spune mie ca moderator, bă, tu trebuie să știi invitații pe care îi chem și tu ai avea dreptate. Adică dacă mi-aduc invitați care nu sunt în formă, scuză-mă, moderatorul îi devine. Da, dar dacă vezi că nu merge cord, dar nu poți scoți minutul 25. La, pe dar la asta e altceva. Discuție. Da. Înțelegi ce spun? Eu îmi fac invitații înainte, nu? Asta e strategia mea. Atunci, mai departe. E vina lui Eddie atunci, nu? Nu e vorba de asta. Eu vreau să le analizăm. De ce? Pentru că discuțiile astea trebuie să le ajute și pe Eddie discuțiile astea. Da. Pentru că el este un tip cerebral, e un tip inteligent, e un tip care se uită și bagă la cap. Nu e genul ăla de antrenor din ăla obtuz, mai înțeles?